găsit! Vă invit să vizionați tutorialul Microsoft Forms. Microsoft Forms face parte din suita Office 365 pentru educație. Forms.microsoft.com. Forms. Ne conectăm cu contul Microsoft pentru a putea utiliza Microsoft Forms. Rămâneți conectat. Și putem crea teste, formulare și sondaje. Noi acum vom vedea ce pași trebuie să urmăm pentru a crea un test în Microsoft Forms. Apăsăm pe Test nou. În partea dreaptă sus avem previzualizare, avem temă. Aici vom alege o temă. Cum să ne arate formularul nostru. Apoi vedem tema care am pus-o noi. Apoi dăm înapoi și haideți să vedem ce putem adăuga în Microsoft Forms. Mai întâi trebuie să-i dăm un titlu, să vedem ce putem. Putem adăuga o secțiune la alegere. Dăm click pe ea și punem întrebare și avem opțiunile. Avem opțiunea 1, opțiunea a doua, opțiunea 3 și așa mai departe. După aceea, Mergem mai jos, din nou, adăugare nou. Dăm click și putem adăuga text. Punem o întrebare și aici apăsăm răspunsul corect și introducem un răspuns corect care este la întrebare. Apoi putem mai adăuga evaluare. Dăm click pe evaluare. Punem o întrebare și aici putem pune câte niveluri. Și putem avem numere sau stele. Mai departe, dacă dăm click adăugare nou, putem adăuga o dată. Scriem întrebarea și vă rugăm să introduceți data. Dăm click din nou pe adăugare nou și aici avem mai multe tipuri de întrebări. Clasament. Putem aranja fiecare răspuns în ordine, fiecare opțiune a răspunsului. Apoi, din nou, dăm click adăugare nou. Putem posta scara Likert pentru a evalua atitudine și opiniile despre un anumit subiect. Și putem. Adăuga de, o nouă secțiune. Și în final putem adăuga. Net promotor score. Cât de probabil să ne recomandați unui prieten sau un coleg de exemplu și Punem, sau cât de mult ți-a plăcut acest test. Și elevii adaugă pe o scară de la 0 la 10. Bine, și aici. Putem da previzualizare și vedem cum arată testul nostru. Folosind toate tipurile de întrebări pe care ni le oferă formularele Microsoft. Dăm apoi înapoi și dăm trimitere. Apăsăm click trimitere și avem posibilitatea să trimitem linkul acesta, pe care îl putem scurta. Putem să trimitem un QR code. Putem să incorporăm acest formular pe un website Putem de asemenea să-l trimitem pe e-mail și putem să dăm partajare pe Facebook și pe Twitter. Dar, de asemenea, putem să obținem un link pentru dublare. Adică, să Dăm posibilitatea altui profesor să lucreze pe acest șablon cu noi. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, religie și tutoriale. În proiectul. Curiculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.